Atunci vorbeam de mâncare. Atunci vorbeam de mâncare. Mâncare? Da, mâncare. Hai să ne ridicăm ușor. Am pregătit o masă cu de toate. Hai că o să ne distrăm. Cel puțin unii dintre noi. A spus ceva la cale, că văd prea liniștiți. Un joculeț foarte simpatic. Ați venit așa pe mine. Hai, Jeane, hai, Dan Coace. Haideți să mergem către... Băi, masa arată bine. Dar cu ochelari, eu nu sunt... Masa e frumoasă, e de lemn. A spus ceva la cale. Vrei să te dezbraci un pic, că e frumos. Asta arată bine. Poate mai folosim și altă. Nu prea sunt cu ochelari. Vreau să te ajut. În timp ce se dezbracă, Jeane. Ce se întâmplă? Uite-ți spun. Stai așa, că nu e chiar așa. Uite, acum suntem amândoi de la mormântare. Venim amândoi, Dumnezeu să-l ierte. Ne-au murit lăudătorii. Părinte, stai un pic. Deci, fii atent, vrei să spunem un șervețel ca să salvăm tricoul? Ce formă? Păi lasă-l, nu-l buzunării, că nu-i momentul. Deci, nu o să vedeți. Sub aceste... Dar ăștia de ce vin lângă noi? Stați mă și vă vorbiți din prietenie. Eu când îi văd lângă mine, simt că se întâmplă ceva. Stai să explicăm puțin regulile jocului. Cătălin, te rog. Da. Hai să luăm ușor. Hai să-ți explic. Veți fi legați la ochi. Tu și Natalia veți fi spate în spate. De ce? Da, spate. Da. Dar puteți să fii față. De treci codrii. Așa. Da? Să zi mersi că nu suntem spate în față și prima variantă era să stai tu în față și... Păi ce cazul pinguinului aici? Bă, de în spate. Mă îndrezi, mă, că ar fost zi da, acolo. E foarte bine, dar ascultați-mă că vă omor. Da. Ce e acolo? Fii atent. Aici sub există un preparat, o chestie, orice tu legat la ochi. Bă, e un mort, că să știu. Ascultă-l pe om. Nu, mort, sigur. E mort. E mort, sigur. E mort. Acum de când i-a pus capa, cu sigur a murit. L-am înăbușit. Tu trebuie să guști, să pui limbuța. Nu râde, că știu că ai fost doctor ginecologist. Să guști pe animalul. Ascultați-mă că trece timpul. Dar nu te lasă timpul și ajutați-mă cu noi. Guști și fără să-i spui ce preparat fără este. De exemplu, dacă este ciorbă de burtă, tu trebuie să-i spui ei fără să folosești cuvântul ciorbă de burtă. Ciorbă, cu ciorbă, gură, ciorbă. Hai, că ne dăm seama pe față. Stăm așa. Deci, îi spui gustul. Are... e lăptos așa... Hai că o să vedem. Dai indicii, nu indicii. Înțeles. Vezi ceva? Bă, nu se vede. Hai cu așa. Acum poți să joci scafandrul lejer. Și ce trebuie să fac? Să stau așa ce ți-mi place? Trebuie să taci din gură, în primul rând. Asta trebuie să faci, că dacă nu ai vorbit ca omoră, să mergeți. Poate, mă, să mă țin. Păi stai și ce vrei să fac? Nu chiar așa că... Păi spui când să mă opresc. Bă, stați, mă, că adică tu să împărte masa aia? Da. De ce? Ai făcut. Aude, puteam față în față, că e mai bine să mai... Nu, acum. Păi cum să mă plec, mă? Unde? Haide, mă! Pleacă-te ușor. Mai dă-i. Unde mă plec? Așa. Și vino cu Natalia? Da, măi. V-am spus eu că cu fața era mai bine. Las că eu vin și pariu. Am un jucăr, eu față. Hai că-ți ridic eu, ia să nu mai ridic. Ridică-te. Dă-mi. Stai, mă, ce? Ușor. Bă, ce faceți? Ia, uite aici. E mort? Nu, e viu. A murit alaltă. Nu, pe bune. Hai, mă, că e bun. N-are mult de când a murit. Zice e. Zice ce mănânci. Urât faci, mai. Urât faci, da. Mamă, dar stai. Savarină, ce asta? Păi nu zice, mă, că să-i spui ei să ghicească. E dulce, sărat, e cu frișcă, e cu miere. E dulce. E prăjitură? Păi cu ce să mai am? Mai pustă. Alo, e prăjitură? Acum... Mamă, dai cu limba înainte. Da, ce, ai avut talent așa. E ceva. Mă, în față cum a spus, mă. Da, pridezi. Hai. Cu pâine. E ce? E prăjitură? E cu cremă? E cu cremă, da. E cu ciocolată? Nu știu cu ce e. E dulce, da? E tort? Ia mai e bezea? Pune gura să vezi că e. Aoleu, zic, ce mai ce e? Păi nu știu ce e, ceva dulce, ce să fac? Vrei să dau un diabet cu ăștia, ți-am pus mereu? E frișcă? Explică-i așa cum e. N-are frișcă, că dacă era frișcă, o țințeam. E gelatinoasă? E cam gelatinoasă, da. E miere? Nu e miere, e gelatinoasă, e... cremoasă, ce faci să zic? Nu e bezea? Nu e bezea, că dacă era bezea... E bezea. Hai, bun. Să-i spunem e că... Brezea. Da. Hai, următorul. Stai un pic, stai. Gata. Stați, bă, băi, și nu mă dați scafandrul ăsta. Ba, da, păi se întoarce. Nu, tu stai acum invers. Se întoarce Natalia. Ma, da, dați-mi un pic mâinile să vă arăt cum să vă țineți. Bă. Vă țineți așa de mână, acum, așa. Așa? Să se poate... Aoleu! Stai, nu te-a plecat, te-ai dus direct pe treaba. Nu te-a plecat, că murim amândoi. Și... Stai, mă, că să simte ceva cum aici. Gata, ușor să nu intri cu aici. Nu intra cu poftă, așa. Okay, nu intra cu poftă, ușor, nativ, ușor. Natalia, nu te bagă nimeni. Ce-ai luat? Ușor. Curântă limba e. Că nu e ce trebuie. Băi, am ceva dulce, bă, nas. Mi-ai intrat în nas. Hai, mă, iguano. Hai, iguano. Aulă. Hai, 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 nu mai strânge din pui. E cu șervețelul că s-a murdărit la voința noastră să repede. E adunat de pui la paste. La paste? Ce pui la paste? Cu? Cu ce? Bravo! De ce? De?
sos de... De ce limonadă? De ce legumă? E fructă, de fapt, zi. E de roșie. Bravo! Roșie. Bravo! Băi, ce-mi place? 0. Mai departe, la hai. Pauză. Unde e? Aici? Hai. Unde mă întorc? Așa, că mi-a intrat dulceața în nas. Băi, stați, bă, dar nu căutați voi ce vreți voi. Nu. Hai, nu-mi dați animale. Nu, că și uite. Cremă neagră, ce e cremă de ciocolată. Bravo, dragă. Bravo, uite ce se pricepe. Hai, mai mare. Hai, ultima. Așa ai ceva la ciocolată. Stai, ăștia sunt bază. Da, am găsit ceva. Băi, stați, mă, ce? Fructe de mare. Asta e ușor. Auzi, fructe de mare. Hai că e ușor. Unde ce îmi dați? Fructe ușor. Asta chiar nu te grăbi la asta. Hai, ți-a. Miroase ceva. Păi miroase că e vie. Băi, îți luați degetul ăla. Am mâncat un deget. E mort? Ce e? Mișcă? E burete. Ce? Burete de plastic. Nu e, mă, nu e. Ascultă-mă puțin că te întreb. E ciupercă? E ceva de plastic. Mai e ciupercă? Nu, dar mă, că ne-am gustat. E ceva. Indicii. E ce? Ca un burete așa? Spăl vasele cu el. Spăl vasele. Ascultă-mă, e conopido. Nu, ce? Conopido, spăl cu conopido. Da, mea, e bani multă noastră. Ce? Burete? Burete. Bravo. Bravo. De ce era? Uite, mă, ce mi-a dat burete de bucătărie. Burete. Ce n-ați băgat cu de rog? Ce am ratat asta. Ma. Era nebunie, și cum miroțeai două săptămâni. Vai de mine. Auză, mă, șergățel, că mi-a rămas niște ciocolată. Eu în asta am băgat limba. A, nu-mi zica și mie, nu-mi dădeai și mie un dulce. Da, mi-a băgat degetul în gură. Ceva, am zis că e mort. Da. Ce să zic? Noi ne-am distrat, nu știu voi. Bună, Jemene, noi îți mulțumim că ai venit la noi și că ne-am distrat. Eu vă mulțumesc frumos, dar să nu mai veniți cu masa asta, că nu mai avea concursul ăsta. Ți-a plăcut fasolea? Fasolea, nu știu, îți spun mâine dimineață. Sper că pleci singur acasă.